Binecuvântat să fie Domnul! Așa cum suntem ridicați, deschidem cuvântul lui Dumnezeu care în această seară l-a așezat pe inima mea și Duhul lui Dumnezeu îl poate așeza în fiecare inimă. Locul acestui cuvânt și a Scripturii e nu doar în minte, e bună minte. Să ne amintească Duhul Sfânt despre fiecare verset. Și am avut în viață momente când, în momente cruciale, Duhul Sfânt mi-a adus un verset care a fost profetic pentru viața mea. Sau m-a scăpat de anumite împrejurări, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător. Amin. Dar locul special al Scripturii este în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu drag și respect ascultăm cuvântul Domnului, Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Și vom citi de aici câteva versete. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci? Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ai fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine și a văzut pe Tatăl, a și văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragă Biserică Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Putem mărturisi lucrul ăsta. Sper că nu suntem doar creștini cu numele. Adică și biserica are o rezonanță și putem mărturisi și mărturisim cu toată inima. Și în seara aceasta, că până aici Domnul ne-a ajutat. Ce va fi de azi înainte? Va fi același lucru, același ajutor. Psalmul 46, cu primul verset, spune că Dumnezeu e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Mărturisim că Dumnezeu a fost ajutorul nostru până aici. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Credem că și din seara aceasta, Dumnezeu ne va ajuta. Chiar dacă trăim vremuri grele, așa cum se spune, vremuri complicate, din toate punctele de vedere, ce mă bucur, dragii mei, este că Biserica Domnului, Biserica Pentecostală, nu e legată de oameni. E legată de Hristos. Slujitorii, membrii, toți au rolul lor în trupul lui Hristos. Și Biblia spune, când suferă un mădular, tot trupul suferă. Dar Biserica Domnului este legată direct de cap. Și capul bisericii este Hristos. Ne doare când suferă un mădular. Ne doare când sunt abateri, când sunt tot felul de lucruri. Dar mulțumim lui Hristos că El conduce biserica Lui. Când în anul 2022, la centenar,
Cu mai mulți frați am participat chiar în prima zi la Păuliș. Pentru prima dată am vizitat acea cămăruță mică unde a fost prima biserică penticostală din România. Nu vreau să greșesc, probabil 3 metri pe 4. 3 pe 4, iară să nu fac calcule greșite, vreo 12 metri pătrați. Ce vedeți aici în față e foarte mare, asta e o sufragerie mare. Ce aveți dumneavoastră numai la cântare. Deci ce era prima biserică penticostală era probabil jumătate din platforma de aici, din față. Și Dumnezeu dintr-o asemenea locație a binecuvântat biserica penticostală. Atunci am avut o trăire extraordinară și am spus-o și la centenar la Bistrița și unii ați fost dintre dumneavoastră împreună cu frații păstori. Biserica Domnului e un miracol. E condusă de Domnul. Și Dumnezeu va conduce biserica Lui. E adevărat că până vom ajunge, avem o cântare frumoasă, nu știu cu cine aș putea negocia să o cântăm, adică nu negocia că aș porunci, dar nu știu la cine, că atâția cântăreți aveți aici. Până vom ajunge la casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri. Amintiți-vă că am dat glas odată aici, în biserica dumneavoastră din Dobric. Și am spus, nu sunt un om frustrat. Adică un om de ala care tot timpul se comenteze. Tot timpul nemulțumit, tot timpul frustrat. Că mai sunt și din ăștia. Am spus, nu sunt un om frustrat. Sunt un om binecuvântat de Dumnezeu, cu pace și bucurie în inima mea, chiar în mijlocul durerilor. Dar am mărturisit-o și o mărturisesc din nou, dragii mei, doar vă aduc aminte ce am glăsuit altă dată. Noi nu suntem creați pentru lumea aceasta. Și sunteți martori, sunt aici familii îndoliate, mi-a părut rău că n-am putut fi alături de dumneavoastră. Ați trecut prin durerea despărțirii din nou, mi-aș fi dorit, dar am fost plecat, n-am putut nici într-o zi, am fost cu inima alături. Dar și aceste lucruri dovedesc că, dragii mei, nu suntem creați pentru lumea aceasta. În schimb, suntem creați pentru o lume mai bună. Suntem, zice Scriptura, în căutarea unei patrii veșnice, statornice. Și asta este împărăția lui Dumnezeu. Unul dintre profesorii emeriți, unul dintre profesorii filozofi, filozof creștin C.S. Lewis, care a predat în mari universități, el spunea în felul următor: când Dumnezeu a creat omul, l-a creat cu o nevoie, de exemplu, nevoia de a mânca. Păi cum ar fi fost să ai dorință de a mânca și să n-ai ce mânca? Amintiți-vă ce s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu când poporul era înfometat, zice Biblia, și au mâncat copii. Dar spunea profesorul, dacă te-ai născut cu o nevoie, Dumnezeu, în bunătatea Lui, împlinește nevoia. Adică simți nevoia să mănânci, Dumnezeu a dat hrană. Și Psalmul 65 vorbește cum face Dumnezeu să crească totul. Slavă Domnului! Aleluia. Ai dorință de a bea apă? Ce rău ar fi să nu fie apă? Cum ar fi asta? Eram de mult. Adică nu eram de mult. De mult nu eram. Ni sete, Dumnezeu ne-a dat izvoare. Slavă Domnului! Și am putea continua cu diferite nevoi pe care noi le avem și Dumnezeu în bunătatea Lui le împlinește. Spunem încă o dată slavă Domnului! Amin. Dar spunea C.S. Lewis, dacă în inima ta ai anumite nevoi și nu pot fi împlinite aici, și sunt? Sunt. Spunea el, înseamnă că ești creat pentru o altă lume. Oameni buni, suntem creați pentru o altă lume. Dar până om ajunge la casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri, mai sunt de toate, dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu că înaintea
noastră și merge înaintea poporului. Binecuvântat să fie Domnul! M-am bucurat de cuvântul care Dumnezeu ne-a dat prin fratele George în seara aceasta, prin fratele primar. Cuvinte de îmbărbătare. Vedeți, noi adeseori gândurile noastre, cum zice Biblia, nu sunt gândurile lui. Că ne luăm în gânduri, ne copleșesc frământările și ar trebui să ne punem totdeauna în gândul și în voia lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni? Să aveți în voi ce să aveți? Gândul, care gând? Nu gândul lumesc, nu gândul de frământare, gândul care era și în Hristos. Și în această seară ne-am rugat și ne-am putut cerceta care sunt gândurile noastre și care sunt gândurile Lui. Că așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu și în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21. Totuși, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Că bunătățile lui Dumnezeu, următorul verset 22, auziți, foarte interesant, nu zice bunătatea, era îndeajuns să scrie bunătate, că bunătatea e tot, dar zice Dumnezeu bunătățile, adică sunt multe oameni buni. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și cred din toată inima, declar, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt și se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Binecuvântat să fie Domnul! Și cu gândul lui Dumnezeu vrem să plecăm și în seara aceasta și cu gândul lui vrem să plecăm în fiecare zi și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face El. Acest pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, spuneam că l-am auzit de atâtea ori, în diferite situații, și e bine că în această seară poate să-l auzim un pic diferit. Într-o seară de părtășie, într-o seară de închinare înaintea Dumnezeului care e la cârma tuturor lucrurilor, la cârma universului întreg pe care îl binecuvântăm cu toată inima, El vine, se adresează ucenicilor cu un cuvânt de îmbărbătare. După ce se adresează ucenicilor cu un cuvânt de îmbărbătare, are două dialoguri, unul cu Toma. Nu vreau să mă opresc pentru că uneori ne oprim la primul dialog, dar în această seară avem acest dialog cu Filip, versetul 8 care zice Filip, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Dar vreau să vă spun că pe mine acest dialog al Domnului Iisus Hristos cu Filip și al lui Filip cu Domnul Iisus Hristos cumva m-a pus în uimire, pentru că spune Filip, Doamne, mai vrem ceva și ne este în deajuns. Dar aș avea o întrebare în seara asta. Umblat cu Iisus atâta vreme, a văzut sub ochii lor cum se mulțește pâinea, cum se mulțește peștele din câteva pâini și câțiva peștișori, se satură, închipuiți-vă, să vedeți peste 5.000 de oameni. Au văzut aceasta cu ochii lor. Au văzut pe slăbănog, că noi uneori auzim anumite istorisiri, miracole, care ne încântă de-a dreptul. Auzim că pe aici, pe acolo, Dumnezeu ridică un slăbănog, Dumnezeu vindecă un cancer, Dumnezeu face minuni și zicem, slavă Domnului, suntem zidiți, suntem binecuvântați și îmbărbătați. Ei n-au auzit, le-au văzut ce am pipăit, adică ce am văzut, zice Biblia, cu ochii noștri, aceea vă mărturisim, aceea vă spunem. Și dragii mei, cumva cireașa de pe tort acești ucenici, dacă mergem doar puțin mai în spate, în Ioan 11, au văzut zburând un mort. Zburând. Zice, Lazare, vino afară. Cum a venit mortul? Legat, nu a venit pe picioarele lui. Ascultat, un mort să zboare. Și au zis, Lazare, vino afară. A venit mortul afară. Binecuvântat să fie Domnul. Și totuși Filip pune o întrebare, adică văzând atâtea lucruri, spune, Doamne, am mai vrea ceva și ne-ai îndeajuns. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această seară e o întrebare. Și totuși, ce ne este îndeajuns? Adică vedem atâtea lucruri, avem atâtea lucruri și totuși, ce e îndeajuns? Oare care ar fi acel lucru? Sau s-ar întâmpla ceva să zici, nu acum, mi-e îndeajuns.
Acum cu adevărat pot să spun, sunt împlinit, îmi e de ajuns. Filip vine și spune, Doamne, dacă s-ar mai întâmpla lucrul acesta, cu adevărat ne va fi de ajuns. Știți cum e, nu știu, am zice noi, e așa de greu să ajungi într-o asemenea stare de bine, să zici, acum mi-e de ajuns. Nu, acum sunt fericit cu adevărat. Acum sunt cu adevărat împlinit. Circula anii trecuți, chiar și în mediul online, un videoclip în care era un om fără picioare. Era un om fără picioare, privea la omul de lângă el, care umbla, avea picioare, dar n-avea papuci, era desculț. Și omul fără picioare a zis, ce fericit poate fi omul care are picioare. Ăsta fără picioare se uita la cel cu picioare și a zis, ce fericit poate fi un asemenea om. Dar lângă omul care avea picioare trecea un om care, că să n-avea încălțăminte în picioare, pe lângă el trecea un om cu papuci. Și ăla cu picioare se uita la ăla cu papuci și a zis, ce fericit poate fi un om cu papuci. Ăla cu papuci, pe lângă el trecea un om cu bicicleta. Nu era pe jos. Și ăla cu papuci, care era invidiat de ceilalți, se uita la ăla cu bicicleta și a zis, ce fericit și împlinit poate fi omul cu bicicleta, pedalează și merge repede. Pe lângă omul cu bicicleta trecea omul cu mașina și omul cu bicicleta zicea, ce fericit poate fi omul care are mașină. Pe lângă omul cu mașina trecea un elicopter, ăsta cu mașina era în trafic, era nervos, era supărat, că nu mai putea să depășească, totul era blocat și a zis, ce fericit sunt oamenii care zboară cu elicopterul. Ăla din elicopter zice, ce fericiți sunt oamenii care sunt pe pământ, că nu se pot prăbuși. Și erau acolo o grămadă de oameni nefericiți, care se uitau unul altul și au zis, dacă aș fi ca el, aș fi împlinit. Dacă aș avea cu tare lucru, aș fi sau mi-ar fi în deajuns. Am o întrebare, dragii mei, în seara aceasta. Ce ți-ar fi în deajuns? Ce mi-ar fi? Filip zice, Doamne, mai vreau ceva, atât și-mi este... Că se pare că tot ce a fost până acum nu a fost îndeajuns. Și a zis, mai vreau ceva. Și acel ceva să-mi fie îndeajuns. În această seară din acest pasaj, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, vom vedea câteva lucruri, dragii mei, dacă le vom avea. Vom putea zice și vom pleca de la biserică, îmi este îndeajuns. Sunt fericit. Nu că le ai pe toate, că, repet, lumea asta nu e pentru... Nu le avem pe toate. O cântare spunea și mai bune, și mai grele. Adică pe toate, de toate. Dragii mei, primul lucru care ajută la împlinirea noastră, la fericirea noastră, ca să poți să zici, e îndeajuns, primul este credința, zice Mântuitorul. Credința. Și Mântuitorul spune în primul verset, să nu vi se tulbure inima. E rău când e tulburat poporul, e rău când e tulburată țara, e rău când e tulburată lumea aceasta. Dar, dragii mei, cel mai rău lucru e când e tulburată inima. Și Mântuitorul zice, să nu vi se tulbure inima. Care e răspunsul lui Dumnezeu la tulburare? Și uitați ce zice Biblia. Să nu vi se tulbure, dar nu se tulbură inima când? Când aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dragii mei, ceea ce ar trebui să ne fie îndeajuns în viața aceasta, primul lucru este credința. Amintiți-vă ucenicii care erau tot timpul lângă Domnul și într-o situație de profundă sinceritate. Au zis, Doamne, că s-au rugat și pentru pâine. Și au zis, Doamne, pâine mare. Dar în momentul ăsta de profundă sinceritate spuneau ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. În această seară, dragii mei, și în vremurile care le trăim, lucrurile care ne sunt sau printre lucrurile care ne sunt îndeajuns, este credința, binecuvântat să fie Domnul. Și Biblia spune să nu vi se tulbure inima. Și dacă avem credință în Dumnezeu, dacă avem credință în Iisus Hristos, nu se tulbură inima. Binecuvântat să fie Domnul. Că uitați,
pe calea mântuirii nu se poate intra cu un set de reguli. Eram la un botez aici la Reteag, cu ani de zile în urmă, și mi-a zis o doamnă, am aflat că era și reformată, păi zice, domnul pastor, mergeam spre apă, era slujba în biserică și mergeam acolo la pod, la botez, unde trebuia să oficiem botezul. Și coborând înspre apă, zice doamna, domnul pastor, zice, eu scap pocăită. Că zice și eu, respect cu tare, dar dragii mei, în pocăință și pe calea mântuirii, nu se intră cu un set de reguli, rânduială, avem, regule avem, dar în care pe calea mântuirii, nu se intră printr-un set de reguli, și se intră prin credință. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, cuvânt foarte cunoscut. Capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci să mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și ce să mai faci? Să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul 10. Căci prin credința din inimă, ce se capătă, oameni buni? Neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți dumneavoastră cum pe calea mântuirii se intră prin credință? De aceea lucru care ne-a de ajuns în viața aceasta este credința care ne pune pe calea mântuirii. Slavă lui Dumnezeu! Capitulăm înaintea Domnului, credem din toată inima și îl urmăm cu toată inima, binecuvântat să fie El. Dar am o veste bună. Da, se intră prin credință, dar mai spun ceva. De pe calea mântuirii, când vom pleca, când vom ajunge la casa din cer, se pleacă tot prin credință. Deci se intră prin credință și cum se pleacă? Tot cu credință și prin credință. Amintiți-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Luca, în capitolul 18, cu versetul 8. Toți care suntem aici credem în revenirea Domnului Hristos, așa este? Biserica așteaptă pe Domnul ei, așteaptă pe mirele ei și într-o zi vine după noi. Că Biblia zice în pasajul citit, Ioan 14, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti locul, ce zice Mântuitorul? Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Dar când se va întoarce Hristos, știți ce va căuta Hristos? Luca 18 cu 8, versetul pus. Vedeți, pasajul acesta spune, mă duc, s-a înălțat, mă voi întoarce, dar uitați, când se întoarce Hristos, Hristos va căuta ceva la noi. Deci pe calea mântuirii intrăm prin credință și, dragii mei, dacă nu ieșim tot cu credință de pe calea mântuirii, am pierdut totul. Pentru că spune, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, se pune o întrebare, ce va căuta? Va găsi El credință pe pământ? Dragă Biserică Domnului din Dobric și toți cei care ne urmăriți, Dumnezeu să ne mărească credința. Pentru că putem avea posesiuni, putem avea gânduri frumoase, putem avea nu știu ce principi, putem avea. Dragii mei, Domnul să ne dea tot ce avem nevoie sau că știe că avem nevoie. Dar dacă avem nevoie de ceva în lumea aceasta, ca să nu fie inima tulburată, zice Mântuitorul, aveți credință. Adică Dumnezeu spune credință și ne este în de ajuns. Binecuvântat să fie Domnul. Că, dragii mei, intrăm prin credință, ieșim prin credință. Dar de la intrare și până la ieșire, avem nevoie de aceeași credință. Amin? Dacă mergem în Evrei 11, din nou un pasaj foarte cunoscut, acest pasaj din Evrei 11 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui, spune versetul 6 din Evrei 11. Deci fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Acum, dragii mei, există așa o percepție falsă, zice, bă, dacă ai credință, scap de toate necazurile. Și am văzut oameni care au avut credință și au zis, frate, cred că Dumnezeu mă vindecă și Dumnezeu i-a vindecat. Și noi zicem, slavă Domnului.
Dar am mai văzut oameni care au spus, oameni buni, cu aceeași credință, cred că Dumnezeu are milă și Dumnezeu i-a dus acasă. Nu cumva să zicem, n-a avut credință. Pentru că, dragii mei, în lumea asta și pe calea mântuirii, îi spuneam, intrăm prin credință, ieșim tot prin credință, cu credință, dar de când intrăm și până ieșim, zice Biblia, trebuie să ne însoțească credința. Să nu-ți pierzi, spune o cântare, să nu-ți pierzi la necaz credința și nici nădejdea când ți-e greu, nici dragostea când e la bine, când ele pierzi pe Dumnezeu. Și, dragii mei, spuneam, de când intrăm și până plecăm, trebuie să ne însoțească această credință. Uitați ce spune, suntem tot în capitolul 11 din Evrei, cu versetul 33. Ce frumos spune cuvântul. Prin credință au cucerit ei împărății. Auzi, prin credință. Au făcut dreptate. Da, dragii mei, prin credință se poate face dreptate. Adică atunci când trebuie vorbit, trebuie vorbit. Au căpătat făgăduințe, prin credință, zice Biblia, au astupat gura. Cine poate face asta? Care-i bărbatul, omul care poate astupa gura leilor? Oameni buni, prin credință, zice Biblia, și avem exemple din Scriptură, care le știți foarte bine, nu trebuie să le mai dăm, Dumnezeu a făcut această minune prin credință și a astupat gurile leilor. Auzi, nu unul, guri. Erau mulți și Dumnezeu a închis gura leilor. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Au stins puterea focului. Au scăpat de ascuțișul sabiei. S-au vindecat, nu de boală, s-au vindecat de boli, zice Biblia. Au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Versetul 35, ascultați ce spune, femeile și-au primit înapoi pe morții lor. Oameni buni, nu sunt bazme, e cuvântul lui Dumnezeu, spune, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață, pentru că Dumnezeu face și învieri din morți, mărire lui Dumnezeu. Dar zice, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le se dădea, și au fost, oameni buni, unii prin credință au fost, ăștia tot cu credință. Și spune, cum au fost? Lasă versetul 35 să se vadă. Zice că au fost chinuiți. Chiar dacă s-ar întâmpla să fim chinuiți, oameni buni, ar trebui să ne însoțească credința. Versetul 36. Alții, tot prin credință, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie. Și se pune întrebarea, unde-i credința? Aici ai credința. Să mor de dragul lui Hristos, batjocorit, ucis de sabie. Păi de ce nu scapă Dumnezeu, dragii mei? Prin credință putem să fim scăpați și prin credință putem să devenim martiri dacă trebuie. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea, lucru care e îndeajuns în viața aceasta, nu știm ce vremuri vor veni, dar asigură-te că în seara aceasta, din Biserica Domnului din Dobric, te duci și pleci cu o credință mare în Dumnezeu. Mă încred în El orice ce s-ar întâmpla. Și atâtea îndemnuri avem. Izraele, încrede-te în Domnul, încrede-te în Domnul, crede pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ce ne-a îndeajuns în viață, dragii mei, este credința. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Știu că avem credință, cred că ceea ce mai trebuie să ne rugăm în seara aceasta, așa cum au zis și ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. Și apoi orice ar veni, având credință, să știți că e îndeajuns. Ori, binecuvântat să fie Domnul. În al doilea rând, ce ne mai este îndeajuns? Ne este îndeajuns credința și doi, ne este îndeajuns casa veșnică, oameni buni. Și de la versetul 2 spune Biblia, în casa Tatălui meu, zice Mântuitorul, sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc.
și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți. Ce mai este îndeajuns? Credința și apoi casa. Mă duc să vă pregătesc un loc. Acum mă uit și știți cum, mai ales la înmormântări. E o durere mare când scoatem pe cel drag din casă. Știu asta. Nu vă pot explica experiența asta cu tata. E în inima mea și o duc până la capăt. Și fiecare a străit când îl iei din casa lui și îl scoți dacă faci în curte sau la biserică și apoi la groapă. Oameni buni, dacă n-ar fi casa veșnică, ar fi mare tragedie. Dar ascultați ceva în seara aceasta. Când va trebui noi să ieșim din casă, să nu vorbim de alții, că într-o zi ne vine nouă vremea, că zice Biblia în Eclesiastul 12, omul merge, spre ce merge omul? Noi zice, mă duc acasă, exact asta. Dar foarte frumos, îmi place descrierea asta, zice, omul merge spre casa lui veșnică. Dar, dragii mei, e bună casa asta de pe pământ. Dar ascultați, e îndeajuns nu casa asta, e îndeajuns casa veșnică din ceruri, mărire lui Dumnezeu. E îndeajuns în primul rând credința și doi, e îndeajuns casa dacă o avem în împărăția lui Dumnezeu. Și știți iară versetul care de atâtea ori ni se spune că dacă se desface și într-o zi se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, 2 Corinteni capitolul 5, Biblia spune avem o clădire în cer, avem o casă la Dumnezeu, făcută de mâna lui Dumnezeu. Aleluia! E îndeajuns dacă am credință și am casă. Casa noastră e sus, pregătită de Domnul Iisus. Aș avea o întrebare în seara asta pentru toți penticostalii din Dobric. Și chiar pentru cei care sunteți aici și nu sunteți penticostali. Și apreciez foarte mult că sunteți împreună cu noi. Chiar și cei care ne urmăriți online. Dacă azi ar fi ziua plecării, unde te duci? Ai casă? Oameni buni, predica asta știți că nu e o sperietoare. V-a spus ce mi-a vorbit Dumnezeu mie, că noi nu mai știm ce e îndeajuns în lumea asta. Noi zicem, mă, dacă aș avea aia, mi-ar fi îndeajuns. Și când pui mâna pe chestia aia, n-ai nimic. Printre degete se duce. Nu știu dacă v-am spus, a fost visul meu de copil. Atâta de mult mi-am dorit, ca și copil, să am o bicicletă. Încât în mintea mea de copil am spus lui Dumnezeu, am zis, Doamne, dă-mi o bicicletă, că promit că altul nu-ți mai cer nimic. Bine că nu o ținut Domnul aminte de rugăciunea mea de copil. Să zic că bine, că era simplu să-mi dea bicicletă și să, după aia să mă lase pe drumuri. Că putea Domnul să facă, să mă asculte, dar nu ne ascultă Dumnezeu copilăriile noastre, să știți lucrul ăsta. Chiar dacă ne dăm de pământ, că ne dăm. Dar ne dăm ca oamenii mari, nu ca și copiii. Stilul nostru de a ne da de pământ. Și am zis, Doamne, dacă îmi dai o bicicletă, am zis, copilași, era pe vremea când bicicletele nu erau pe garduri. Era lux. Era cineva care, dacă îi dădeam 3 lei, mă lăsa să fac o tură bună. Și un 3 lei era un brief cor bun. Cum să-mi cheltuiesc eu banii pe o tură? Și era mare zbatere. Și am zis, Doamne, atât vreau. Și promit că nu-ți mai cer nimic. Dar dacă aveam atât și oricum nu mai era, că era stricată și nu mai era... Vezi, dar după ce o ai, zici, aș mai vrea cu tare, aș mai vrea cu tare. Dragul meu, ce ți-e îndeajuns? Îndeajuns mi-e credința. Îndeajuns mi-e casa veșnică. Și am pus o întrebare în seara aceasta și o pun cu toată responsabilitatea când mintea ne lucidă. Dacă ar fi să pleci în seara asta, ai casă?
ca să nu ți-o dă păstorul când predică frumos de aici, de la amvon. Fratele, sora, s-o dus. Știi unde ne ducem? Ne ducem cum am trăit. Acolo ne ducem. Am o întrebare. Cum ai trăit până seara asta? Unde te duci? Dragul meu, mi-am de ajuns casa. Când a murit mama Irina, bunica, nu mai putea vorbi, stinsă, a zis mamei mele, Ana, așa, hai să cântăm o cântare, cet. Și a zis, socră, ce cântare? Atât am mai putut zice, casa noastră e sus, pregătită de Domnul Iisus. Și când mama a început să o cânte, prima strofă, a dat așa un oftat, o ultimă suflare și s-a dus. Oameni buni, îmi doresc din toată inima când voi pleca, atât să pot să zic, casa mea e sus, pregătită de Domnul Iisus. Dragi tineri, dragi părinți, dragi musafiri, dragă biserică, ai casă? Dumnezeu știe, nu pun pe nimeni să ridice mâna, dar vreau să vă spun, suntem frustrați uneori, suntem neîmpliniți din cauza puținei noastre credințe, a temerii că casa noastră nu e gata, dar, dragii mei, Cel care lucrează la e Hristos, nu faptele noastre. Nu faptele noastre, Hristos, dar faptele noastre însoțesc mântuirea. Binecuvântat să fie Domnul. Zice Biblia, după ce vă voi pregăti. Că noi zicem că noi ne pregătim casa, nu, Hristos ne pregătește casa. Dar omul care îi pregătește Hristos casa, trăiește pentru casa aceea. Adică e vizibil că trăiește. Nu trăiește oricum, că oricum ajunge acolo. Știm bine că nu se poate lucrul acesta. Dar, dragii mei, Hristos ne pregătește casa și spune, se va întoarce, ne va lua și ne va duce la casa veșnică. Mărire lui Dumnezeu! Și lucrul acesta ne este îndeajuns. Și în al treilea rând, aici în pasaj, oameni buni, ne este îndeajuns calea. Și acum e dialogul cu Toma, versetul 5, am rămas la versetul 5, care zice, Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Și Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oameni buni, ne-a ajuns credința, e îndeajuns casa veșnică și ne este îndeajuns calea. Cine-i calea? Iisus Hristos, Domnul. A zis, eu sunt calea. Știți ce înseamnă adevărata cale? Înseamnă adevărata direcție. Vedeți, orice s-ar întâmpla, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Pentru că, dragii mei, cât ar fi lumea asta de bulversată, de tulburată, vreau să vă spun, poporul lui Dumnezeu au direcție. Când neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Oameni buni, Biserica lui Hristos are direcție pentru că El este calea. Eu sunt calea și Hristos face cea mai frumoasă invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Și cine îl urmează pe El, cine se leapădă de sine, cine își ia crucea, îl urmează, e pe cale. Adică asta înseamnă direcție. Am o întrebare în seara asta. Ai direcție bună? Sau suntem ca niște copii și uneori suntem frământați, tulburați, zice, purtați de orice fel de învățătură, de vânt, de furtună? Dragii mei, avem direcție datorită lui Hristos. Pentru că Hristos a zis, eu sunt, te întreb, pe unde? Te întreb, ce să mai faci? Simplu, după El. Eu nu sunt, spunea al poet în cântare, eu nu sunt de aici, de jos. Eu mă duc după Hristos. Să mai fac chemare, să întreb cine vrea după El? De altă cale nu-i. Zice, nimeni nu vine la Tatăl decât
Oameni buni, avem credință datorită Lui? Avem casă datorită, nu nouă, datorită Lui, și datorită Lui avem cale, avem direcție. Vrei credința? Vrei casa? Vrei direcția? Vrei calea? Zice în Coloseni, în El, în Hristos, avem totul de plin. Binecuvântat să fie Domnul. Și cu El vom ajunge într-o zi, acolo unde e pregătit locul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și când vom avea acestea trei lucruri și altele care le găsim în acest pasaj, o să putem zice și noi ca Filip, Doamne, ne este... Dacă simți așa o frământare în inima ta, ceva nu-i bine, ceva nu-i îndeajuns, primește cuvântul lui Dumnezeu. Și vom putea zice la final, Doamne, acum ne-i îndeajuns. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.